Mulțumesc mult, au fost însă și furtuni devastatoare după temperaturile de foc de ieri. Un bărbat care a fost lovit de fulger pe munte a fost preluat cu ajutorul unui elicopter după ce salvamontiștii din Gor și Vâlcea au reușit să le recupereze. Au fost momente de panică și la mănăstirea Prislop din Hunedoara. De asemenea, vijeliile au făcut ravage și în Alba, unde a plouat cu bucăți mari de gheață. De asemenea, pompierii detașamentului Hunedoara au intervenit de urgență în zona mănăstirii Prislop, unde un copac doborât de vânt a blocat accesul către lăcașul de cult. O femeie care se afla în apropiere a suferit un atac de panică și a fost asistată medical de către echipajul serviciului de ambulanță județean prezent la fața locului, în timp ce pompierii au acționat pentru segmentarea și degajarea materialului lemnos.